Din nou în direct, domnilor și domnilor, ucrainenii continuă să avanseze pe frontul din sud și zona din jurul Bahmut. Avem deja câteva localități unde flutură din nou steagul Ucrainei după un an de ocupație rusească. Unde este în prezent linia frontului nu se poate ști clar. Kievul păstrează tăcerea asupra manevrelor, iar sursele rusești nu sunt de încredere. Dar printre blogării militari ruși este panică. În paralel, continuă și războiul politic de la Moscova, iar regimul punctează în fața lui Prigojin, deoarece a obținut loialitatea lui Ramzan Kadyrov. Ucrainenii continuă să facă progrese pe frontul din Zaporojie, pe acolo pe unde atacă. În câteva zile, trupele Kievului au eliberat mai mult teren decât au reușit rușii să ocupe anul acesta. Спочатку ворог оказав супротив, пытався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переломити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки. І потихеньку, хата за хатою, почали звільняти село. În unele situații, rușii se ascundeau în tranșee greu de luat cu asalt, așa că forțele Kievului le-au distrus, fie cu artilerie, rachete sau chiar cu tancul. Ucrainenii continuă să facă progrese și în jurul Bahmut, chiar mai mari decât pe frontul din sud. În paralel cu luptele de pe front, continuă și bătăliile politice din spatele liniei frontului. Luptătorii lui Kadyrov au semnat contracte cu Ministerul Rus al Apărării, conform decretului dat de Sergei Șoigu. Cecenii au fost primii care au parafat aceste documente. Budem sluviți Rusiei și pobejdați. Eu veren că acest contract, также все подразделения, которые добровольческие отряды, командиры с удовольствием его подпишут, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и Министерство обороны. Prin această mișcare, dictatorul cecen se îndepărtează și mai mult de Evgeni Prigojin, care a refuzat oferta Moscovei de a integra mercenarii Wagner în armata obișnuită. Acum câteva luni, Kadyrov și Prigojin păreau că formează o alianță contra Ministerului Apărării și lui Sergei Șoigu. Dar